Bine v-am regăsit, dragii mei. Astăzi, la training, am zis eu că vreau să fac o emisiune pe bicicletă, doar că, na, suntem acasă și nu e pânza verde pentru croma cheie atât de mare încât să pun în fața ei bicicleta și să mă vedeți pedalând. Cred că ar fi fost o satisfacție în primul și în primul rând pentru colegul meu, Andrei Nistor, dar nu numai pentru el. Să-l vadă pe grasul de mihuleț dând la pedale acolo, de zor și transpirând. Bineînțeles că glumim pentru că intrăm în weekend, lumea ar trebui să fie mai relaxată. Nu și noi de la DEVA, pentru că domnul ministru al sănătății a zis că avem focar de COVID la DEVA și bun, eu nu neg că există o infecție, aș fi tâmpit să spun lucrul ăsta, mă, dar prea o dau de gardă ăștia cu raportările lor și foarte mulți, mă uitam pe telefonul mobil, da, pe aplicația unde primim cei din presă știrile, da, ca să publicăm, să facem mai ușoară interacțiunea între autorități și dumneavoastră, cei care ne priviți sau ne ascultați sau ne citiți. Și vedeam acolo, în lista aia de decedați, Dumnezeu să ierte și să odihnească pe toți, vedeam foarte mulți oameni în vârstă, cu foarte multe afecțiuni incompatibile cu viața, adică afecțiuni grave, da, începând de la cancere, dializă și așa. Bun, acum au declarat DEVA, focar, Suceava, DEVA și Arad. Bă, extraordinar. Nu mai zic nimic, că suntem așa. Umblă COVID-ul. Aveți grijă că umblă COVID-ul pe la noi, dar ce te faci dacă umblă COVID-ul? Da, trebuie să stai acasă. Și ce te faci acasă? Că acasă ai tentația să stai în fața televizorului și să bagi. Știți? Aici. Te împaci cu dușmanul, să zici, să crească așa cât mai mare, să crească, să înflorească. Și atunci ar trebui un pic de mișcare. Păi bun, trebuie mișcare, dar cum să facem noi mișcarea asta? Pentru că e tare complicat să mai ieșim afară. Bașca au spus de câteva ori la cei de acolo de sus, aveți grijă la sporturile de echipă. Deci ce mini fotbal în sală, ce alte povești. Nu putem. Și atunci noi astăzi ne-am gândit, da, eu și colegul Andrei Nistor, să vă aducem un om care se mișcă foarte mult. Dacă o să căutați pe internet, eu am zis, hai să văd și eu, domne, fața celui cu care voi vorbi astăzi și să văd, să-mi fac și eu puțin temele, pentru că noi suntem o echipă și fiecare propune câte ceva. Și a venit propunerea asta și am zis, domne, hai să văd și eu cine e omul. N-am văzut numai fața, deci am văzut, dacă veți căuta Angel Rodian pe Google și după aceea veți da la imagine, o să vedeți un om foarte bine făcut, un tânăr extraordinar de bine, cu un corp extraordinar de bine lucrat și care are ce să te învețe. Un gras ca mine n-are cum să spună, băi, hai că să vă învăț eu mișcare. Așadar, îl salut pe omul care ne va învăța astăzi cum să ne mișcăm acasă și cum să mâncăm corect acasă, pentru că este și nutriționist. Vă spunem mai multe după aia, da, Angel Rodian, bine ai venit la Transilvania Vorbește, salut Andrei Nistor, bine v-am găsit pe toți. Mă bucur și eu să îl avem pe Angel aici și mulțumim că a acceptat să vină. Și uite, noi suntem pregătiți și eu și Mircea, pregătiți de exercițiu fizic, așa că hai să vedem. Măcar vestimentar, știți? Măcar vestimentar. Super. Da. Am și tine și hol. Invitația. Super. Cu mare Angel, plăcere. Haide, te rog frumos, să ne spui câte ceva despre tine. Tu ești foarte, foarte cunoscut în zona de nutriție și mai ales pentru fitness. Ai foarte, foarte mulți urmăritori. Pentru cei ca noi, care nu suntem atât de în temă, și pentru alții care poate că ne urmăresc acum, spune-ne, te rog frumos, despre tine câteva lucruri și mai ales hai să vedem ce putem face împreună cu tine să învățăm, să ne împrietenim poate cu apartamentul în care locuim și să vedem cum facem să fim cât mai fit stând acasă și mai ales să vedem cum putem să ținem departe frigiderul ăla, bată-l norocul de frigider. Te rog.
Da, vă mulțumesc pentru invitație. Păi să încep de undeva. Am început cu sportul, cu fitness-ul acum 18 ani. Deci îmi țin majoratul în sport anul acesta. Și mulți înainte cu sănătate. Mulțumesc. Și de în ultimii 8 ani am început să particip la concursuri. Am făcut cursuri de formare profesională, cursuri de instructor de fitness, de nutriționist, de personal trainer. Și am început să lucrez ca și antrenor personal. Asta mi-a plăcut foarte mult și am început să caut cât mai multe workshop-uri și seminarii, pentru că astea sunt specializări pe care le faci după ce termini un curs de formare profesională. Și eu am făcut mai multe cursuri, am câștigat mai multe concursuri, am fost prin diferite țări. Și din 2016 am devenit formator pentru una dintre cele mai mari școli, cele mai mari școli de antrenori din România, ABC Fitness School, și țin cursuri de formare profesională pentru cei care vor să devină instructori de fitness, antrenori personali și tehnicieni nutriționiști. Super. Am mai continuat cu concursurile. Anul trecut am reușit să mi-au și eu titlul de profesionist, chiar la două categorii diferite. Și am ajuns cam în 2020. Super. Deci 18 ani. Nu te aud. Și 18 ani de experiență, știu eu, aproape zi de zi. Cam câte ore pe zi, să spun așa? Păi, practic, în fiecare zi fac sală, adică, făceam, pentru că acum facem acasă, dar de luni până vineri, de obicei, de 5 ori pe săptămână încercam să merg zilnic la sală, dar nu a fost nici asta constant la mine, în sensul că dacă nu mă pregăteam de concurs și scopul meu era doar să duc un stil de viață sănătos, cel mai probabil antrenamentele mele săptămânale erau undeva la 3 zile pe săptămână. Și cam asta și recomand pentru început și pentru menținere, de 3 ori pe săptămână, luni, miercuri, vineri, e o zi pauză între zilele de antrenament, corpul se recuperează, nu doar mușchii, ci și articulațiile, pentru că e foarte important să avem grijă de articulații, nu e doar să mergi la sală și să tragi tare, cum se spune. Și poate gândirea asta m-a făcut să mă țin atât de mult de sport și cam asta încerc să fac și în continuare. Încerc să caut un echilibru, pentru că despre asta e vorba. E să duci un stil de viață sănătos, să nu faci excese și să îmbini utilul cu plăcutul. Adică știu foarte multe persoane sau clienți de-ai mei care zic: bă, mi-e greu să vin la sală, vreau să slăbesc, dar mi-e greu să vin la sală. Nu trebuie să o privești ca pe obligație. Poate trebuie să găsești un antrenor cu care să te conectezi mai bine, care să te înțeleagă. Să mergi la sală nu înseamnă să găsești un antrenor care de când intri la sală și timp de două ore te rupe și vorba e cu biciu pe tine. Nu neapărat e cel mai bun antrenor din lume. Acum, nu dau lecții de cum să fii antrenor, doar zic o părere. Și deci, tu practic ceea ce tu propui e un fel de, să zicem, un antrenament personalizat, plecând de la anumite caracteristici fizice ale celui cu care lucrezi. Exact. Corect? Adică exact. Nu te potrivește orice la oricine. Cam asta exact. Ar fi foarte pe scurt. Și atunci cineva, spre exemplu, uite, eu sau colegul meu Mircea, dacă am vrea să venim și să ne antrenăm cu tine, cred că nu ar fi suficient doar să intrăm pe platforma ta online și să spunem: ok, iau cursul X și mă apuc de mâine de treabă. Mai întâi cred că trebuie o discuție, trebuie mai multe lucruri. Explică-ne care sunt pașii exact. Exact. Deci eu ce am făcut prin platforma, am creat o platformă online de fitness cu peste 200 de exerciții video filmate, fiecare în parte, și explicate de la modul de lucru, modul de execuție, respirația la fiecare exercițiu în parte. Acum am filmat și exerciții care se pot executa de acasă, dar cum spuneai și tu, ce face o diferență colaborarea cu mine, să spun așa, e că eu le ofer clienților mei
sesiuni live în care intrăm live în grupuri și vorbim despre fiecare persoană, își spune părerea, își pune întrebări, discutăm live. Practic, fiecare în altă parte, fiecare la casă, dar facem discuții live în care vorbim, discutăm, ne dăm sfaturi și încercăm să ne ajutăm. Și asta face o diferență enormă. Pentru că, da, platforma este automatizată și aș putea să folosesc asta, să pur și simplu intri pe platformă, să descarci un antrenament, o dietă și te pui și faci exercițiile. Doar că asta nu duce la rezultate extraordinare. Ce duce la rezultate este munca cu un antrenor și eu de asta îmi petrec timpul live cu clienții mei și discutăm și vorbim, pentru că fiecare persoană e diferită. Acum, da, toți facem antrenament acasă și cum ziceai și tu, mi-a plăcut foarte mult cum ai zis la început că trebuie să ne prietenim cu antrenament, cu apartamentul. Exact. Unde stăm. Exact, mi-a plăcut foarte mult asta și o să o folosesc, o să-ți fur replica. Fără nicio problemă, cu drag. Da. Deci fix asta. Eu acum am clienți care vor să se pregătească de concursuri, deci antrenamentele lor sunt extreme, sunt cu biciul pe ei, cum spuneam, și sunt persoane care pur și simplu își doresc să facă același lucru ce îl făceau înainte la sală. Să meargă la sală, să facă jumătate de oră bandă, să facă câteva exerciții funcționale, simple, eficiente și câteva abdomene. Ok, același lucru îl facem acasă, facem exerciții simple, funcționale, care se potrivesc pentru toată lumea. Pentru cei care vor performanță, sunt pe platformă exerciții care îi chinuie. Îi chinuie. Exact. Acum, vezi, pare un pic ciudat pentru că, în general, oamenii când vorbesc despre sport și despre făcut sport, se gândesc automat la o sală și la niște aparate performante, la niște chestiuni care trebuie să existe acolo. Ori în momentul în care noi suntem sechestrați acasă, nu mai avem nici sala aia, nu mai avem nici aparatele alea performante, nu mai avem nici bandă, nici nimic. Și atunci trebuie să ne descurcăm cumva cu ce avem acasă. Cum să procedăm? Da, deci e foarte interesant, pentru că deși avem atât de multe lucruri acasă, nu știu dacă ne-am gândit vreodată cum putem să le folosim pentru a face mișcare. De exemplu, eu folosesc un prosop, da? Iau un prosop mediu spre mare și pun în mijloc, pun în el 3, 4, 5 sticle de 2 litri. Ok, și dacă iau prosopul de capeți și aici sunt sticlele, greutățile, practic mi-am făcut o halteră. Are sens. Vă imaginați scenariul? Da. Sigur, da. Sigur. Uite, da. Nu, da. Numai puțin, am și o întrebare suplimentară aici, că am stat cu minte, cred că îmi face și netul figuri, sticlele să fie pline? Da. Cu aer sau cu altceva? Râdem puțin să destindem atmosfera și să, exact cum spunea la începutul emisiunii colegul meu, e vineri, vine weekendul și atunci emisiunile de vinere încercăm să le facem cât mai destinse, așa într-un ton destins și să ne și amuzăm puțin tel. Deci să nu ne o iei în nume de rău. Bun, deci revenim. Se poate categoric face antrenament de acasă, dar cum stăm la partea aia de motivare? Pentru că, sincer, îți spun, ok, băi, te duci la sală, e acolo lângă tine, dă cu biciu, dar când îi nu știu unde, tu ești acum în Lugoj, eu sunt la Băcia, colegul meu este la Deva, prin intermediul telefonului. Aha, am înțeles. Păi bine, dar telefonul nu poate să-i dea două perechi de palme. Hai, fă! Nu, dar trimite un mesaj la tot grupul meu de clienți și toți care sunt clienții mei sunt într-un grup privat și le zic: hei, neața, ce mâncăm azi bun? Fiecare mai postează acolo ceva micul dejun. Facem antrenament la 10, facem antrenament la 10, facem antrenament seara, facem seara. Ce mâncăm la prânz? Țin legătura așa și e suficient să am în grup câteva persoane care sunt comunicative între clienții mei și îi motivează pe ceilalți, pentru că văd că, bă, uite,
altcineva face, hai să încerc să fac și eu. Și e suficient să vezi o dată, de două, de trei ori, bă, uite, persoana asta mănâncă ce îi zice antrenorul. Uite, și persoana asta mănâncă, hai să încerc să mănânc și eu, pentru că eu știu că e foarte greu să mănânci, în special e greu să mănânci la ore fixe. Acum, hai să vorbim despre alimentație, nu? Chiar ar fi bine, pentru că exact cum spunea colegul meu la începutul emisiunii, firara naibii să fie, faci ce faci, stai pe canapea și băi, nu știu cum, dar parcă tot către nenorocitul ăla de frigider te duci. Exact. Nu neapărat, biscuiți. Biscuiți cu ciocolată. Exact. Biscuiți cu ciocolată multă. Da, ciocolată multă. Cum să scăpăm de asta, Angel? Păi, ambiție în primul rând și în al doilea rând, cu siguranță că un plan de antrenament, adică să ai un ghid după care să te orientezi, nu înseamnă, să ții dietă nu înseamnă să te înfometezi, okay? Să ții dietă înseamnă să respecti un anumit regim alimentar. Și atunci dacă tu ai un plan și să zicem că trebuie să mănânci dimineața la 8, să mănânci, luăm standard, bine, luăm simplu, 3 mese pe zi și 2 gustări. Bine, să zicem că mâncăm mic dejun, prânz și cină. Păi, okay. Să zicem că mâncăm micul dejun dimineața la ora 8, mâncăm prânzul la ora 1 sau la ora 2 și cina la 7 seara. Okay? Acum, nu înseamnă că e ora 8 fix, trebuie să-mi pun telefonul la 7:30 să mă trezesc să mănânc. Nu, dar înseamnă plus minus maxim o oră. Știi? Acum, că mănânci la 8 fără un sfert sau că mănânci la 8 și un sfert, nu-i nimic. Sau că mănânci la 1 sau mănânci la 2. Să fie aproximativ în același interval, știi? Același interval. Uite, Angel, unii dintre cei care ne privesc spun că nu văd nimic, o fi negură, probabil se referă la frigider. Știu. Nu, cred că am avut noi probleme cu netul, că și eu am avut câte vreo două căderi, adică am văzut povestea asta, nu știu, hai să ne uităm, să intrăm, să vedem ce se vede pe Facebook, că de aia suntem tot timpul cu ochii pe... Până una alta, eu cred că ar trebui să lăsăm pe atunci în continuare despre cum să procedăm, ce să facem și cum să facem ca să rămânem totuși sănătoși stând acasă. Acum, mai e și o altă problemă, Angel. Tu ai văzut și cred că și la voi la Lugo și la fel s-a întâmplat prin toată țara. Lumea a fost înnebunită cu pandemia asta. S-au dus și au burdușit cărucioare întregi. Bine, și cu hârtie igienică, e adevărat, dar cu foarte multă mâncare. Și acum toată lumea se gândește, băi, am înnebunit, nu o arunc, hai să o bag în mine, știi? Hai să vedem cum rezolvăm chestiunea asta. Da, păi revenim la primul lucru ce l-am zis, ai un plan alimentar, pentru că dacă te ghidezi, dacă ai un plan, atunci poți să... Știi ce ai nevoie când mergi să-ți faci cumpărăturile. Și mai zic eu ceva în glumă, așa, clienților mei, le zic, auzi, să nu te duci la cumpărături flămând. Mănânci și după aceea te duci să-ți cumperi mâncare. Asta e o învățătură bună. Nu, asta e o chestie psihologică americană, da? O treabă venită din America, dar nu te duci la cumpărături niciodată flămând, pentru că ai tendința să... umpli, să cumperi ce nu-ți trebuie și să arunci mâncarea după aia. Da, e un sfat super, super bun pe care nu pot să-l aplic niciodată. Dar întrebare suplimentară. La ora 8 dimineața plus minus, da? Era un exemplu, nu o regulă, e un exemplu. Da, n-aș putea să le bag pe toate trei într-o... Da, și undeva așa pe la 4-5 să... Și eu renunț și la cină, și la micul dejun. Dar undeva la 3-4 să fie una sănătoasă. Hai să spun de ce. Deci, e foarte interesant cum funcționează corpul nostru uman. Deci, dacă noi îi dăm frecvent corpului mâncare, îi dăm nutrienți, pentru că despre asta e vorba, dacă îl alimentăm constant, adică să avem câteva mese fixe pe zi, mesele principale dimineața, prânz, seara și câteva gustări, care pot să fie câteva fructe, corpul nostru își dă seama că primește mâncare constant și nu trebuie să depună. Și atunci
își mărește arderile de grăsime. În schimb, dacă tu nu mănânci dimineața, că bei o cafea cu biscuiți, cum ai zis tot, te-am prins, și la prânz mănânci, eu știu ce, apuci pe acolo prin frigider și seara zici, bă, nu mai mănânc că mă îngraș, corpul de fapt intră într-o stare de criză, pentru că nu primește mâncare, nu primește nutrienți și atunci când primește, el depune ca să aibă rezerve. Își face un stoc. Își face un stoc, am înțeles. Cum am făcut noi acum, da? Exact. A zis, gata, vine pandemie, frate, gata, umplem frigiderul, cămoara, tot. Mai pune și pe balcon potoale așa și după aceea am înțeles. Da. Bun. Care ar fi sfatul pentru cei care, cum să spun eu, nu știu, nu reușesc să iasă din povestea asta. Eu sunt unul dintre ei, eu recunosc. Adică ba n-am chef să mănânc dimineața, ba nu știu, am gustul amar de la fiere pentru că am o problemă cu fierea de ceva ani, să zic așa. Ba se întâmplă una, ba se întâmplă alta și nu reușesc să mănânc dimineața. Cum să... Spuneai, cu ceasul nu e o soluție. Da. Uite, eu încerc să aleg alimente funcționale. Eu le numesc alimente funcționale, adică încerc să mănânc ceva ce îmi aduce un beneficiu. Încerc să mănânc fructe, legume care îmi aportă vitamine și minerale. Înghețată? În afară că te îngrași, dacă vrei să îngrași, e bine. Păi, nu, dar aport beneficiu. Păi și eu ce beneficiu am dacă îmi dai broccoli? Că aici e o mare problemă mea. Fibre. Deci fibrele ce fac mulți subestimează sau na, probabil din lipsă de cunoștință. Dar nu-i destul să mănânci carne și cartofi, da? Să zicem așa. Carne am, cartofi. Trebuie să mănânci și legume bogate în fibre, pentru că fibrele ajută la curățarea intestinelor. Deci, bun, Angel, să curățăm stomacul. Ok, hai să fim foarte pragmatici, să zic așa. Aplicați, așa? Aplicați, bine zici, bravo, Mircea. Hai să ne spui pentru tine personal, din punct de vedere alimentar, cum decurge o zi. Hai să luăm de astăzi, da? Păi, m-am trezit la ora, la ce oră te-ai trezit? Hai să vedem. Mă trezesc la 9. M-am trezit la ora 9. Bravo. 8:30 a fost, 8:30. 8:30. Bun. După ce te trezești, mănânci imediat ceva sau cum procedezi? Eu dimineața îmi fac un fresh de portocale, grapefruit sau combinat, 2-3 portocale și un grapefruit. Eu îmi fac așa un bol, un blender din ăla mare, am un Nutribullet din ăla de 800 de mililitri, așa, unde intră mult. Super. Și ăla e primul lucru pe care îl bei și aia e, să zicem, mâncarea de dimineață. Da, eu le numesc mese și na, vin așa una după alta. Dar na, iar un bun fresh dimineața le recomand tuturor, dacă se poate citrice, pentru că aportează foarte multe beneficii. Și cam la jumătate de oră după ce iau fresh-ul, adică mai bine se pregătește, se înmoaie pentru că fac un bol mare de fulgi de ovăz. Aha. Fac fulgi de ovăz cu apă, mai pun acolo cupă de proteină și după asta întotdeauna mănânc și o banană. Fie pun banana înăuntru un bol și o sparg așa cu lingura, fie mănânc după. Și de asta Hai că până acum nu-i rău. Da? Lipsește ceva? Cafea? Nimic? Da, n-am nimic împotriva cafelei și chiar e foarte bună și da, eu recomand o cafea pe zi tuturor, dacă n-au probleme, logic. Dar da, eu prefer să beau cafea în momente critice când am nevoie de energie. De exemplu, dacă am mult de lucru și încep să fiu obosit, mă duc și îmi fac repede o cafea. Am și eu din ăla cu capsule, super simplu, bag o capsulă, apăs un buton și iasă cafeaua. Și îmi place foarte mult. Deci eu beau cafea pentru că îmi place, dar mă limitez să o beau atunci când am nevoie de energie și nu doar să o beau pentru gust. Aha, ce ziceam? Deci caut partea eficientă din fiecare aliment pe care îl consum. Am înțeles.
Ceai? Bei ceai dimineața sau în timpul zilei? Ceai beau cam tot în ziua și noi. Diferite ceaiuri, soția mea le pregătește și cred că beau undeva la 1,5 litri singur. Cred că face vreo 2 litri de ceai și cam 1,5 litri îl beau eu. Tot timpul am pe lângă mine o cană cu ceai. Da. Deci bun, ceai îl beau așa fără să îl calculez. A intrat în obișnuință, de ani de zile fac același lucru și da. Super. Da, ceaiul ăsta din ce? Ceaiul ăsta din ce? Că păi, am fost odată la magazin și erau foarte multe mărci de ceai și la doză și la PET și la, știți, deci ceai, că e galben, e frumos, mai face și spumă, deci de hamei scria acolo. De hamei, de malț și de hamei și cum să zic? Deci hai să o zicem. Ceai de care? Că de la de hamei. Nu de hamei. Bun, deci sigur ceaiul nu-i de hamei. Ok, da. Bun, deci asta se întâmplă dimineața, mă rog, în jurul orei 9. Da, cam așa. Ai programul ăsta. Bun, după care intri în activitate și faci ce ai de făcut. După care, normal, ne gândim la masa de prânz. Cam pe la ce oră e aia și în ce constă? Astăzi, de exemplu, cum a fost la tine? Da, hai să spun ce am făcut astăzi. Am avut foarte mult de lucru, am filmat foarte mult și de obicei în jur de ora 11-12 îmi fac un bol de fructe. Okay. Și aici diferă. Dacă dimineața mănânc citrice, bolul de fructe care urmează să-l mănânc pe la ora 11 de obicei sunt mere, mango și ce mai găsesc pe acolo prin bucătăria. Iar astăzi la prânz, spun ce am mâncat, a fost în jur de ora 1:30-2 și am mâncat 200 de grame de paste integrale cu ton la conservă și sos de roșii. Okay. Păi... Eu mănânc paste, dar pentru mine pastele sunt, le numesc așa, o gustare trișată. Deci n-am mai mâncat paste, cred că de vreo lună, să zic așa. E coincidență că am mâncat azi, dar na, și zic ce am mâncat. Adică nu zic, am mâncat orez și de fapt nu. Da. Nu, dar ce au pastele? Hai să ne lămurim că eu nu le iubesc, că nu le iubesc. Asta e altceva, dar ce au pastele? Care e problema cu ele? Da, nu au nimic, doar că indicele glicemic este un pic mai diferit față de ce am eu nevoie în perioada asta, pentru că încerc să nu mănânc atât de multe calorii pentru că nu le consum. Sunt mai tot timpul la birou sau când filmez exerciții de acasă, fac antrenamente live cu clienții mei și atunci nu ard la fel de multe calorii ca și cum erau zilele normale înainte. Eram dimineața la sală, după masa la sală, la cumpărături, fugi într-o parte, du-te plimbă câinii și atunci ardeam mult mai multe calorii. Și acum, pentru că ard mai puține calorii, încerc să mănânc mai puține alimente ca să compensez cu nivelul de activitate pe care îl am. Ok, pâine? Nu, pentru că nu mi-aduce niciun beneficiu. Deci fără pâine. Deloc pâine. Mai am, mai cumpăr, nu știu, pituțele, zic, nu știu, sunt așa micuțe, rondele, așa mici, nu rondele, așa? Nu chipsurile alea, un rondele. Un fel de chifle. Da. Nu, pâine, pur și simplu, pâine feliată, dar prăjită. Aha. Na, și... gata, știu. Exact, sunt așa baxuri mici și din când în când îmi place să mănânc vreo 3, 4, 5 feliuțe din alea. Sunt mici, adică cred că dacă aduni 4, 5 din alea e cât o felie normală. Dar asta e, nu știu, dată la câteva săptămâni probabil. Deci nu e o regulă. Nu. Și nu prea o recomand pentru că nu aduce beneficiu. În loc de pâine poți să mănânci cartofi care îți aduce alte beneficii. Am înțeles. Bun, hai să te întreb o chestiune care eu sunt convins e pe buzele multor ardeleni. Noi suntem în Ardeal aici și na, ardeleanul zice, băi, pită, slană, da? Dacă se poate un pic de ceapă, spartă cu pumnul, okay? Și dacă se poate și dărabă un pic de palincă. Ce zici de slană? Ce zici de brânză? Ce zici de ceapă? Mă,
când mâncăm? Oricând. Asta da. E oricând. Când e foame, când e foame, merem la cămară, tăiem un pic de slană și spargem o ceapă roșie și un pic de brânză și gata. Spune-mi, acum trecând într-o notă serioasă, o astfel de dietă, să zicem, adică dacă eu vreau să mănânc pur și simplu slănină, da? Multă lume spune nu, fără slănină. Tu ce părere ai? Bun, o iau din îți spun două păreri. Bine, două păreri diferite. Una, cea științifică, și au demonstrat că slana ajută la stimularea secreției de testosteron, ceea ce pentru bărbați e foarte important. Deci, pe de o parte, dacă mănânci puțină slănină, poate chiar ajută. Asta e o părere. Și cealaltă părere e dacă ai nevoie, adică dacă tu stai bine cu testosteronul sau mănânci alte alimente care stimulează secreția de testosteron, nu știu de ce ai băga atât de multe calorii în tine, pentru că slana pur și simplu e grăsime și asta are 9 grame de calorii pe gram. Okay? Okay. Alcoolul are 7 calorii pe gram. Deci sunt alimente foarte, foarte bogate. Să vă faceți o comparație. Proteina are 4 calorii pe gram și carbohidrații tot 4. Deci dacă mănânci slană, are 9. Deci mult mai mult. Și atunci nu știu dacă compensează să mănânci slană doar pentru că îți place, ca să îți stimulezi secreția de testosteron, sau poți să mănânci alte alimente care la fel stimulează secreția de testosteron și poate sunt mai slabe în calorii. Uite, de exemplu, țelina. Ok. Bun, eu nu știu cu asta cu secreția de testosteron. Eu mânc slană că îmi place. Bun venit în club. Bun, nu, da. Era o poveste și uite, o să-l întreb acum pe Angel. Am ajuns noi la o concluzie, câțiva prieteni, să zic așa, care am crescut la țară. Vorbeam înainte de emisiune că nu ne-am născut, eu cel puțin nu m-am născut în oraș, dar n-am crescut și n-am trăit în oraș tot timpul, da, să am viața asta sedentară. Și ziceam în felul următor, noi din păcate acum când am ajuns la oraș, nu ne-am cam schimbat obiceiurile pe care le aveam înainte și noi mâncam ce zicea Andrei când mergeam la coasă. Adică trebuia să tragi de coasă și atunci băgai slană, un pic de tărie acolo ca să nu transpiri, era un secret foarte important și ăsta. Și bun, brânză, ceapă, ce trebuia. Acum mâncăm aceleași, mâncăm la fel ca și cosașii, dar trăim ca domnii. Adică e la birou, e cafeluța și tot te dedai la câte o slană, cum zice Andrei, cu de toate cele și să fie cât mai multă, că Doamne bună-i. No, deci aici avem noi o problemă, un conflict, să zic, da, din punctul ăsta de vedere. Legat de la sat față de la oraș. Deci eu sunt convins și sunt foarte sigur de lucrul ăsta. Alimentele care cresc natural la sat, care cresc în ceapa aia, care crește în pământ și o uzi și o bate soarele tot timpul ca să crească, aia, ceapa aia îți aportă anumiți nutrienți, pe care în schimb ceapa pe care o merge și o cumpărăm de aici din supermarket, care e crescută într-o seră pe un burete și la lumină de neon, nu știu ce nutrienți îți mai aportă ceapa aia. Și la fel și restul. Brânza, care este de acolo, de la sat, și e făcută de bunica, cum se spune, nu? Și este pur și simplu din lapte mult și pus la preparat acolo să facă brânză. Aia e brânză. Adică e brânză pe bune și are calciu și proteină. Dar în schimb, asta care, eu nu știu, când mergi la magazin, eu pe bune, că nu știu ce brânză să mai cumpăr. Vă zic sincer, mă duc și mă uit să văd, încerc să dau cu zarul, să văd care e mai bio și care e naturală, să nu fie făcută din chimicale. V-ați văzut ce scandaluri au fost pe la televizor cu brânză care nu conține nici 0,0 nimic lapte.
Lapte, exact. Exact. Deci până la urmă, ideal ar fi să încercăm să căutăm alimentele naturale. Da, cât mai naturale. Dacă ne place brânză, așa, ne place slană, să fie ceva natural și să încercăm să evităm mâncarea procesată, să zicem, cumpărată din supermarket. Exact. Era o vreme, te întrerup, Andrei, și îl întrerup și pe Angel, că iar am o nelămurire, pentru că nu știu, Andrei, dacă mai ții tu minte, era povestea aia pe vremea lui Ceaușescu, în momentul în care venise domnul Rațiu și domnul Coposu și, în sfârșit, domnul Câmpianu, domnul Rațiu și domnul Câmpianu. Și au zis, bă, pe voi nu vă vrem că n-ați mâncat salam cu soia. Acum toată lumea, mai ales acum în postul mare, că da, mi-a cam lăsat gura apă când ai zis de slană și de restul, că suntem în postul mare, da, în sfârșit, da. Deci, soia e super pregătită, chifteluțe, șnițeluțe, lapte de soia, nu știu ce, și înainte nu puteam să o vedem. Adică, bă, salam cu soia, lasă-mă, domnule. Bun, hai să vorbim despre soia, pentru că iarăși e un subiect, o poveste care pe mine cel puțin și eu cred că și pe cei care ne privesc ne interesează, să lămurim pasta cu alimentele din soia. Ok, bun. Hai să spun așa, uite, ca să înțelegi. Super simplu. Soia pentru bărbați? Nu. Punct. Hai să spun de ce. Soia scade secreția naturală de testosteron. Acum, testosteronul e cel mai abundant și important hormon din corpul nostru la bărbați. Pentru că dacă testosteronul e scăzut, metabolismul e scăzut, nu avem arderi, nu avem energie, nu avem somn odihnitor, și suntem varză. Dacă nivelul nostru de testosteron este în limitele care trebuie să fie, funcționăm bine, avem energie, ne odihnim bine, ne recuperăm și funcționăm la capacitatea normală. Acum, dacă mănânci soia, scazi secreția de testosteron și atunci nu-i ceva ce vrem la bărbați. Acum, în schimb, la femei, da, este extraordinară. Și cum ziceai, sunt foarte multe variații, chifteluțe, soia drink de băut cu arome, cu toate nebunile, lapte, da, de soia. Eu aia nu pot să o sufăr, aia cu drink, am încercat să pun în cafea, da, și n-aveam lapte și n-o mers. Nu. Dar întrebam pentru că e așa o poveste. Te duci mai ales acum în post. E foarte la modă și încă ceva, e foarte la modă să fii vegan acum. Deci în ultimii 2 ani veganismul e la modă, nu e o necesitate. Dar asta nu e un lucru rău. Adică eu mă bucur foarte mult să văd, de fapt mă bucur să văd tot mai multe persoane că merg către veganism. În sensul că eu știu persoane care nu mâncau nimic verde, adică nu mâncau broccoli, nu mâncau fasole verde, nu mâncau mazăre, nu mâncau linte, de-abia dacă mâncau o dată pe lună o salată verde. Și acum, încet, încet, introduc în alimentație alimentele astea. Și asta e ceva bine, pentru că tu așa îți faci să funcționeze stomacul tău și pur și simplu să proceseze mâncarea pe care o dai. Uite, dacă vorbim despre sportul de performanță, e nevoie de o cantitate mai mare de proteină pentru creșterea masei musculare. Teoretic, undeva la peste 2 grame de proteină pe kilogram corp. Ok, doar că eu știu foarte mulți sportivi, majoritatea începători, care mănâncă 3-4 grame de proteină, dar în schimb nu mănâncă suficiente legume și fructe ca să asimileze ce mănâncă și să-și mențină stomacul sănătos. Și atunci degeaba mănâncă mult, pentru că ce fac e să golească rafturile de hârtie igienică din magazine și fără să crească în masă musculară și să uită la alte persoane și dau vina pe alte lucruri, că alții au mușchi. Okay. Bun, okay. Cuvântul e echilibru. Adică trebuie să facem un echilibru, exact, și să încercăm să... Că eu cel puțin eu recunosc lucrul ăsta. Mie îmi lipsește echilibru. Adică eu, dacă prind să mănânc o singură dată pe zi, dacă mănânc de 2 ori pe zi, deja e sărbătoare. De 3 ori pe zi înseamnă clar sunt în concediu. Deci clar, dacă am timp să mănânc de 3 ori pe zi, e clar că eu sunt în concediu. N-am nimic de lucru, nu-mi sună telefonul, nu trage nimeni de mine într-o parte sau în alta.
Dar va trebui să-mi schimb obiceiurile din ce-mi spui. Tot le-am citit astea, le-am auzit, dar acum le aud de la persoana avizată. Adică mai contează și cum arată ăla care îți spune. Că dacă vine unul așa rotunjor ca mine și zice: ia băieți, băgați aici că uite, vă fac eu un program de dietă, o să-mi zic că lumea, ce ai zis, mă? Ce vrei tu? Bun, bun, Andrei. Hai să vedem, deci partea asta de papa, să zicem, ține de echilibru, categoric. Trebuie să fie echilibrat, trebuie să te gândești poate de două ori înainte de a te duce către nenorocitul ăla de frigider și dacă totuși ai făcut asta, vezi ce iei. Ce iei? Asta, și cât iei? Și cât iei? Poate și când iei? Și când iei? Te mai gândești o dată, te mai gândești de două ori, poate îți trece pofta, poate îți trece cheful. Auzi, mai zic ceva în glumă clienților. Auzi, mai bea un pahar cu apă. Mai bea un pahar cu apă, poate ține de și de foame. Exact. Trecând dincolo de partea asta, pentru că ne apropiem, mai avem câteva minute și terminăm emisiunea. Ca să concluzionăm, dacă ar fi să o luăm așa, eu sunt un potențial client al tău, ce trebuie să fac? Pun mâna pe telefon și te sun sau intru pe site-ul tău World of Fitness sau cum procedez? Pentru că să zicem eu sunt un novice, nu mă pricep, vreau doar să fiu, să intru în formă acum pentru că stau acasă și așa n-am ce face și uite am dat peste chestia asta. Cum să procedez practic? Deci fie pe site-ul World of Fitness România, sunt acolo date de contact, telefon, e-mail, Facebook sau pe Facebook, pe Instagram, printr-un mesaj: hei, salut, uite, am nevoie de ajutorul tău sau uite, vreau să slăbesc sau vreau să, nu știu, să pun mușchi, cum să fac? Și de acolo continuăm discuția. E super simplu. Foarte simplu. Deci eu prefer să îmi scrie lumea sau să pună mâna pe telefon și să mă sune, să-mi zică: uite, hai să facem ceva, hai să vreau să slăbesc, vreau să pun mușchi. Ok. Acolo continuăm discuția, super simplu, prietenește. Bun, cât ar costa, de exemplu, dacă eu aș vrea să vin și să spun: ok, te rog, ajută-mă, uite, vreau să intru în programul tău, cât mă costă? Da, sunt diferite planuri tarifare în funcție de ce își dorește fiecare, dar hai să le spun pe fiecare, că e mai simplu. Este un plan standard, este 147 de lei pe lună, unde primește o dietă în funcție de obiectiv și în funcție de sex, dacă este bărbat, femeie, și care e obiectivul, slăbire sau creștere în masă musculară. Okay. Primește o dietă, o poate descărca direct de pe site, de pe platformă, când îi dau accesul în platformă. Și na, bineînțeles, primește acces în platformă unde găsește toate antrenamentele. De exemplu, în programul de antrenament, el descarcă programul pe care îl dorește. În sensul că dacă vrea pentru slăbire, descarcă program de bărbați, dacă e bărbat, pentru slăbire. Și atunci, în programul de antrenament, este scris frumos pe zile, ziua 1, ziua 2, ziua 3 și exercițiile. De exemplu, flotări la sol, hai să dau un exemplu. Și merge în secțiunea de exerciții pe platformă, merge la exerciții pentru piept, pentru că așa e scris și în programul de antrenament, și găsește secțiunea de piept unde vede exercițiul de flotări. La fel, fiecare exercițiu, exact același nume care e scris în program, îl găsește pe platformă cu aceeași denumire, unde eu îi explic virtual, dar îi explic cum să execute corect exercițiul. La fel, majoritatea exercițiilor de bărbați sunt filmate de mine, iar majoritatea exercițiilor pentru femei sunt filmate pe Carina. Pentru că are un pic logică. Carina fiind soția ta. Da, soția mea. Super. Și ea e antrenor și nutriționist. Okay. Întrebare suplimentară. Trebuie să stăm de vorbă într-o emisiune și cu ea. Asta e paranteza. Dar întrebare suplimentară. De la câte flotări începem? De la jumate se poate? Mai da. Sunt, poți să începi să faci flotări de pe genunchi și atunci deja e mult mai ușor. Aha.
A, bun. Ne-ai dat o idee. Mă bucur. Super, super. Bun. Angel, îți mulțumim tare mult că ai acceptat să vii în emisiunea noastră. A fost o emisiune lejeră de început de weekend, e vineri. Am arătat încă de la începutul emisiunii că suntem îmbrăcați ca atare. Le mulțumim și celor care au stat alături de noi și ne-au privit. Pe tine te pot găsi, așa cum ai spus, pe paginile tale de Facebook, de Instagram și pe site-ul World of Fitness. Da. Ceea ce ne privește pe noi, trebuie să le spunem celor care ne privesc că revenim săptămâna viitoare cu noi emisiuni. Luni îl vom avea alături de noi pe renumitul Gelu Duminică, un om extraordinar pe care abia așteptăm să-l aducem aici în studioul nostru. De asemenea, tot săptămâna viitoare o să-l avem alături de noi pe europarlamentarul Iuliu Winkler. Și de asemenea, pentru că se apropie Paștele Catolic, săptămâna care vine îi vom avea în studio pe doi distinși oaspeți din partea Bisericii Catolice, respectiv Bisericii Reformate, Părintele Boite Ciobo și de asemenea reprezentantul Bisericii Reformate. Vom discuta cu toții despre lucrurile la zi. Până atunci, noi de aici vă dorim sănătate, stați acasă, faceți fitness, stați departe de frigider. Ok, nu, Angel, așa, vă stați departe de frigider. Aveți grijă ce mâncați, mai bine. Ok. Și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Mircea, te rog frumos, un cuvânt de încheiere. Angel, mulțumesc. Deci cred că o să încep cu flotările de pe genunchi, cum ai zis, să vedem dacă așa dau rezultate. Da, cred că după Paști, pentru că acum o să fie o perioadă mai complicată. De mâine. Încep de mâine. Aici nu, după Paști. Part calorii. Bun. Ok. Eu ce pot să vă spun e că mulțumesc că te ocupi de programele astea, pentru că mai avem și noi ăștia grași o șansă, că altfel n-aveam niciun fel de speranță. Mulțumesc, Andrei Nistor, pentru regie, pentru realizarea emisiunii. Hai să acceptăm invitația de a aplauda pe medici, nu știu când e, sâmbătă, mâine este de la ora 8, da. Pentru că prea mulți au plecat, unii au plecat, pe aia nu-i aplaud. Pe aia nu vreau să-i aplaud, că nu vreau. Ok. Punct. Dom'le, asta eu n-aplaud frica. Eu sunt un tip mai curajos și deci puturos la exerciții, dar curajos când vine vorba de acțiune, hai să ne băgăm, e așa. Și atunci îi voi aplauda și eu pe medicii care sunt acolo în prima linie și care își riscă viața și astăzi, sănătatea și tot ce astăzi trebuie. Astăzi este. Da. Bun. Deci astăzi trebuie să fiu foarte atent și să mai citesc. Oricum, duminică mă voi duce la slujbă, duminică mă voi ruga pentru toți, așa că stați acasă, stați liniștiți, respectați indicațiile autorităților. Poate nu le va veni ideea, nu știu, să mai pună alte opreliști și blocaje și zone de carantină, pentru că eu zic că e destul, nu știu, sechestrare așa la domiciliu, dar dacă toți suntem sechestrați, hai să ne apucăm să, da, treninguțul este, am și Adidas, am tenis și sunt în hol acolo, bicicleta în partea aia. Încep cu flotări de pe genunchi. Ne revedem luni cu o temă super tare. Stați alături de noi. Știrile Transilvaniei vă aduc emisiunea Transilvania vorbește și Transilvania întotdeauna așa mai mult, cum știm noi, dar noi vorbim. Vorbește Transilvania, vorbește.